bărbat din Statele Unite ale Americii a vrut să facă un experiment culinar. Alexander a mâncat timp de 40 de zile doar pui la rotisor. După perioada respectivă, americanul a făcut o dezvăluire ce ar putea să ajute multe persoane. A avut coșmaruri și dureri de stomac. Alexander este un tânăr în vârstă de 31 de ani din Statele Unite ale Americii care a simțit pe propria piele cum este să înfulești timp de 40 de zile doar pui făcut la rotisor. Bărbatul a încercat dieta bazată doar pe carne de pui și mărturisește el nu a fost o alegere bună pentru organismul lui. După ce a început să țină dietă bazată pe carne de pui, el a început să simtă un disconfort la nivelul abdomenului. Avea durere de stomac, iar noaptea nu se putea odihni corespunzător. Odată cu trecerea zilelor, acesta începea să își ridice semne de întrebare asupra sănătății sale. Într-un interviu, bărbatul a mărturisit: a fost interesant să vezi cum ceva care a fost inițial plăcut te-ar putea face să-l detești. Au fost momente în care m-am întrebat dacă nu cumva o iau razna. Tânărul, în vârstă de 31 de ani, a mărturisit că s-a simțit foarte obosit și dieta i-a cauzat arsuri la stomac. Deși s-a confruntat cu probleme de sănătate, bărbatul a reușit să slăbească neintenționat aproape 7 kg. Inițial, dieta ar fi trebuit să țină timp de 30 de zile, însă a mai continuat-o după ce a văzut că urmăritorii săi au devenit foarte curioși despre cum evoluează situația. Relatează mesajul.ro.